Ce angajați primesc mai mulți bani pe card? Excepții de impozitare pentru beneficiile salariale în 2023. Beneficiile salariale în 2023 rămân intacte sau aproape intacte în ciuda presiunilor legate de adoptarea unor măsuri de austeritate menite să reducă uriașul deficit bugetar. Beneficiile salariale în 2023 rămân neatinse pentru anumiți angajați. Unele venituri ale dalariaților de la stat nu se impozitează momentan. Astfel, conform articolului I.39 din Ordonanța de Urgență NR16-2022 pentru modificarea și completarea legii NR227-2015 privind codul fiscal, aprogarea unor acte normative și alte măsuri financiar fiscale. Se aduc modificări la articolul 76 prin introducerea a două noi aliniate, respectiv alineatul 4.1 și 4.2. Pe noi, în cazul de față, ne interesează doar primul. Excepții de impozitare pentru beneficiile salariale în 2023. 4.1. Urmează să fie luate în considerare următoarele venituri cumulative lunare care nu vor fi impozabile în sensul impozitului pe venit, în limita a cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, a prestațiile suplimentare primite de către salariați conform clauzei de mobilitate conform legii cu excepția celor menționate în alineatul 2 litera che, până la o valoare de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizația de delegare de detașare, conform hotărârii Guvernului pentru personalul autorităților și instituțiilor publice B. Valoarea hranei furnizate de angajator salariaților săi, persoane fizice care obțin venituri din salarii sau din activități asimilate salariilor, în situații altele decât cele menționate în alineatul 4 litera C, în limita valorii maxime prevăzute de lege pentru un tichet de masă persoană zi, în conformitate cu legislația în vigoare la momentul acordării. La stabilirea plafonului lunar neimpozabil nu se va lua în calcul numărul de zile din lună în care persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă sau de lucru la domiciliu sau se află în concediu de odihnă, medical, delegare. Prin hrană se înțelege hrana preparată în unități proprii sau achiziționată din unități specializate. Aceste prevederi nu se aplică angajaților care beneficiază de etichete de masă, conform legislației în vigoare artificiul făcut de guvern ca bugetarii rămân cu beneficiile salariale în 2023. Prevederile ouge legate de sporul de 1000 de lei. Ce cazarea și contravaloarea chiriei pentru spațiile de cazare locuit puse la dispoziție de către angajator salariaților săi, persoane fizice care obțin venituri din salarii sau din activități asimilate salariilor, în conformitate cu contractul de muncă sau regulamentul intern până la o limită neimpozabilă de 20% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în lună, persoană. Aceasta se aplică în următoarele condiții. I. Angajatul și soțul soția acestuia nu dețin o locuință în proprietate personală sau în folosință în localitatea în care desfășoară activitatea. Ii spațiul de cazare locuit este în unități proprii, inclusiv în hoteluri sau într-o clădire închiriată în acest scop de la o terță persoană de către angajator. Ii contractul de închiriere dintre angajator și terța persoană este încheiat în conformitate cu legea. IV, plafonul neimpozabil se aplică unuia dintre soți, în cazul în care ambii soți desfășoară activitate în aceeași localitate, la același angajator sau la angajatori diferiți, pe baza declarației pe proprie răspundere a celui în cauză. Se anunță o nouă grevă la Ministerul Finanțelor. Angajații vor să-și păstreze locurile de muncă și veniturile. Am tot încercat să negociem cu guvernul. Beneficiile salariale în 2023 se taie pentru avocați. Aceștia anunță decizia fermă de a uza de toate demersurile legale, neexcluzând proteste și chiar o grevă generală. Avocații bucureșteni acuză că, după două săptămâni de discuții, guvernul își menține poziția de a impune profesiile liberale cu o contribuție de asigurări sociale de sănătate, CAS, în sistem real, neplafonat și își anunță decizia fermă de a auza de toate demersurile și remediile legale, neexcluzând proteste ample și chiar o grevă generală. Senatorul PNL Daniel Fenechiu, avocat, și-a exprimat și el susținerea față de punctul de vedere exprimat de membrii Baroului București. Baroul București, organ profesional care grupează și si reprezintă interesele a peste 10.000 de avocați cu drept de exercitare a profesiei, constată cu regret că după doi săptămâni de dialog și mai multe memorii și puncte de vedere transmise de și plr Informațiile care vin din zona guvernamentală confirmă ipoteza că guvernul își menține poziția de a impune profesiile liberale cu ce, Asă, să se insistem real, neplafonat. Impunerea unui ce, Asă, să se insistem real, neplafonat, dublează sarcina fiscală a avocaților și, practic, sancționează performanța în profesie, fără a oferi însă nimic suplimentar în sfera contraprestației sistemului de sănătate, afirmă avocații bucureșteni într-un comunicat. Ei informează atât guvernul, cât și opinia publică, în legătură cu decizia fermă de a auza de toate demersurile și remediile legale împotriva impunerii avocaților cu ce asese în sistem real, neplafonat, neexcluzând ample acțiuni de protest și chiar o grevă generală. Beneficiile salariale în 2023, tăiate de premierul Ciolacu, este evident că în sistemul bugetar trebuie să se facă această reformă, eu nu pot să accept ca un bugetar care câștigă peste 2000 de euro să-l alerg prin birou să-l mai rog să ia și bucherele de vacanță. Beneficiile salariale în 2023 Premierul Marcel Ciolacu a afirmat de curând că reforma în sistemul bugetar trebuie făcută, că există 16.000 de ordonatori de credite în România. În plus, există foarte mulți șefi, numărul acestora urmând să fie redus. Eu nu pot să accept ca un bugetar care câștigă peste 2000 de euro să-l alerg prin birou să-l mai rog să ia și vucherele de vacanță, a transmis premierul. Este evident că în sistemul bugetar trebuie să se facă această reformă. Trebuia să se facă această reformă de foarte mult timp. Am înțeles că nu și-a asumat-o nimeni. Aveți fraierul de serviciu care își asumă această reformă, a declarat, recent, la România TV, Marcel Ciolacu. Acesta a precizat că nu mai acceptă instituții paralele, instituții cu aceleași atribuții care nu fac nimic. Eu nu mai pot să accept ca să existe instituții paralele, cum a fost cea cu azilele groazei, să constați că cinci instituții aveau aceleași atribuții și niciuna nu a făcut nimic, a mai afirmat Ciolacu. Acesta susține că nu va fi tăiat niciun salariu în România. Dar nici nu pot să accept să te duci la serviciu, să fii șef peste niște posturi goale, vacante, nu pot să accept ca un ordonator de credite să vină la șeful lui, la director, să spună că, că am făcut economii extraordinare la învelopa bugetară. De fapt, nu a făcut nicio economie, de fapt, nu a angajat, a mai afirmat premierul. Marcel Ciolacu, primele declarații despre tăierea sporurilor pentru angajații români nu putem să avem venituri mai mari decât președintele României. Eu nu pot să accept ca un bugetar care câștigă peste 2000 de euro, eu, Marcel Ciolacu, să îl alerg prin birou să îl mai rog să ia și vucherele de vacanță. Vucherele de vacanță sunt cei cu venituri mici. Trebuie să existe o echitate socială, a adăugat premierul. Acesta susține că nu este normal ca cei care au salarii mai mari decât președintele țării să primească vuchere și alte beneficii. Dacă ai venituri ce depășesc președintele țării și tu ești bugetar, păi nu ți-e rușine să mai stai cu mâna întinsă de la mine, statul român, să îți dau și vucher de vacanță. Și pachețel când mergi la serviciu. Ți-am dat șofer, ți-am dat secretară, ai tot, ești director. Dar nu e cam mult. Trebuie să vină cineva să spună aceste lucruri, a adăugat premierul. Beneficiile salariale în 2023. Marcel Ciolacu afirmă că avem cei mai mulți ordonatori de credite din lume. Fiecare ordonator de credite are în subordine director economic, serviciu de achiziții publice, sunt 16.000 de ordonatori de credite în România. Nu se poate să ai 10 oameni și să fii ordonator de credite. Nu mai poate continua România în acest fel. De aici până la blocarea României, a mai declarat premierul. Acesta a precizat, însă, că reforma în administrație nu înseamnă desfințarea instituțiilor de cultură. Nu desfințează nimeni niciun teatru, am văzut tot felul de știri că se desfințează bibliotecile. Nu poate fiecare bibliotecă, dacă are 12 angajați, să fie ordonator de credite. Cuplați-vă sub un singur director general care e ordonator de credite, sunt sectoare neacoperite. Nu mai poate statul să susțină, a afirmat Marcel Ciolacu.